Salutare, astăzi vreau să vă arăt cum să nu vă chinuiți să schimbați la oglindă, să vă și arăt piesa stricată asta. Această piesă de semnalizare de pe oglindă la Ford Mondeo, ea vine undeva aici, așa, și cărcasa cealaltă. Nouă arată cam așa. Nu vă trebuie decât două șurubelnițe cu care să dați jos acest capac ascuțite, acest Torx de 10 vă trebuie, după care prima fază ați dat jos capacul de pe oglindă, aveți aici un șurubel și celălalt acolo, dar atenție, trebuie să dați jos oglinda. La oglindă apăsați pe partea de jos maxim aici, după care o trageți de aici, așa, înspre voi, mare o chestie în care se ține aici și una aici, dar iasă foarte ușor. Firele le mai avem de la încălzirea în oglindă, așa, care trebuie scoase și ele, după care avem un șurubel micuț aici, care se prinde pe invers, aici. Și acum nu facem decât să punem la loc, adică așa. Cam așa trebuie să arate după. Ia uitați, așa stă. Și acum punem din nou șuruburile. Sunt acestea. Nu știu cât focal. Așa, acum. E foarte, foarte, foarte micuț. Acolo e mai greu și să filmez și să pun șurubul la loc. Acum s-a prins. Și cu torxul ăsta îl strângem. Mă refer la șurubelul de aici. Nu e foarte complicat, doar că să aveți un pic de răbdare. Așa, nu strâng foarte tare pentru că mai are încă unul, vă arătam, aici, care trebuie să-l nimerim. Nu știu cât se focalizează, acolo. Eu am strâns deja șurubelul, nu știu cât se focalizează în acela. Acolo șurubelul acela. L-am strâns și pe acesta, deja stă. Acum băgăm clipsul de la semnalizare. Asta. Până face clang. Gata, la mine a făcut. Perfect, și mai am ăsta de strâns acum. L-am pus la loc și pe acesta. Oglinda din momentul ăsta este mult, mult mai țeapănă. Mișcă chiar numai din acel motoraș care trebuie să o adune. Putem pune partea de oglindă, care la mine încă e spartă, va trebui să o comand. Și după care punem capacul. Le fac pe rând, nu pot să țin și telefonul să și filmez. Am să vă arăt după. Oglinda arată cam așa. Punem firele de încălzire și după aia trecem la următoarea etapă. După ce am clipsat oglinda și stă, putem trece la următoarea etapă să văd dacă reușesc cu o mână să-i pun capacul. Adică acesta. Sper să reușesc cu o mână să și filmez, să vă și arăt. Mai greu cu o mână, sincer. Nu prea merge. Ba, uite că poate reușesc, să vedem. Gata. Acum trebuie să o apăs bine pe clipsul. Acum totul este la locul lui. Cam așa arată. Sper să vă ajute și pe voi. Și mașina e cam asta. Spor, băieți, numai bine.